Salutare lumea, dragi mine, m-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Stardew Valley. Hai să vă arăt rapid ce s-a mai făcut pe aici. Cred că știți văcuțele, dar am făcut văcuțele în episodul trecut. Uitați așa arată toate. Și deja ne produc lapte, le-am pus aici fân, au de toate. Oile, doamne, găinile fac la fel. Am făcut și mașinăria de cheese, în care punem lapte ca să ne dea cașcaval, sau brânză, în fine. Ferma merge bine, avem 9K200, am făcut upgrade-ul la X și la Pickex, acum sunt de steel, nu mai sunt de fier. Și avem 3 chestii de astea, doar că încă nu-mi dau seama cum să pun bait în ele, efectiv. Cum să pun o meală ca să putem să prindem pește, pentru că efectiv spune, dacă putem să luăm o de asta de aici și spune, să o punem în apă și după aia să-i umplem cu momeală, dar nu știu cum sau ce momeală pot să pun în ea. Deci momentan habar n-am cum să folosesc chestiile astea, trebuie să mă uit pe net. Și astea funcționează, asta vreau să vă zic, că și chestiile astea funcționează, doar că durează destul de mult să ne dea sirop, vreo 5-6 zile cred. Durează și altceva. Am primit acest seed de la copaci, de la trunchiurile alea de copaci tăiate, buturugile astea. Stai că cred că le-am tăiat pe toate din partea asta. În fine, buturugile alea mari rotunde pe care le avem noi în fermă, am tăiat câteva și mi-a dat acest seed. Și aș vrea să-l plantez, sincer, doar că nu prea știu unde l-aș planta aici, sincer. Nu știu cât de mare o să crească. Hai să luăm și astea. Că am cam uitat să iau din ele și cred că cresc o dată la 2 zile sau ceva de genul. Da, nu știu sigur. Aici este copăcelul nostru de mere, care încă nu a crescut. Trebuie să aruncăm astea. Ia uite, scuze, deja ni s-a făcut cheese-ul și maioneza. Și haideți să mai mergem, să mai vedem ce mai trebuie să punem. Știu că trebuie să punem cheese, paintar nu trebuie să punem. Trebuie să punem large milk și large egg-uri pe care încă nu putem să le avem. Trebuie să punem ăsta jelly. Știu că trebuie să punem și altceva, momentan nu vine minte. Putem să luăm lemn, să punem lemn. Doar că mai îmi trebuie 198 cred că îmi trebuie. Asta vine 99 cu 99. Da, atâta vine, ok. Trebuie să punem o de asta, țin minte. Și cam atâta din ce avem noi aici, parcă. Trebuie să punem și piatră și nu știu câtă piatră să iau, așa că o să iau pe toată. Sau mă rog, hai că luăm 100, na? Că nu poate să iei mai mult de 100. Și mai trebuie să pun ceva la ăla, dar nu pot să-mi aduc aminte ce, efectiv. Știu că trebuia să punem și d-astea și cred că și un cave carrot, dacă țin eu minte bine. Hai să mergem să vedem și să vă arăt cu ce am mai completat la primărie, că despre asta și vorbeam, efectiv. Ia să vedem noi pe aici, un hazelnut. Nu știu dacă pot să fac ceva cu hazelnuturile astea sau dacă trebuie doar să le vând, nu știu dacă putem să facem gen ciocolată sau ceva de genul din ele. Hai să mergem aici. Am adunat o grămadă de blackberry-uri. Efectiv avem vreo, cred că 200 de blackberry-uri adunate. Efectiv am dat o tură de mapă și am făcut 170 sau 180 ceva de blackberry-uri și mai aveam și acasă încă vreo 20-30. Bun, hai să vă arăt ce am mai făcut. Deci, ce d-astea am completat. Nu mai pot. Ok, am completat 3 de aici. Ăsta cu artisan bundle-ul. Uite aici trebuia să punem cheese-ul și cu geliu. Ok. Honey, putem să facem și rost de honey, cred. De goat cheese încă nu putem să facem rost. Deci putem să facem rost de apple. Cred că și de honey dacă construim chestia aia pentru albine. Și asta ar mai veni 2. Și după aia trebuie să alegem dintre chestiile astea. Depinde dacă mai punem copaci sau trafaloi, nu știu cum se fac chestiile astea. În fine, asta trebuie să așteptăm să facă pumpkin-ul, ca să punem pumpkin aici să mai terminăm un bundle. Iar aici e faza că trebuie să ne crească animalele mai mult, bănuiesc, ca să ne dea large egg și large milk și large goat milk. Oh my god, nu știu cum o să facem asta cu... Da, asta mai durează, animal bundle-ul ăsta. O să mai dureze ceva. Și aici... ăsta e animal bundle-ul și ăsta era cu pumpkin-ul, da, corect. Bun, și aici jos avem noi nevoie de acest lemn. Și de carrot. Bun, am mai terminat un bundle.
Ia să vedem. Oh, Autumn Bounty. Nice, mâncare, efectiv. E bună primită, ok. Aici trebuie să așteptăm winter-ul să vină, că altfel nu avem cum efectiv să punem chestiile alea. Dar putem să punem aici astea. Ah! Da, mă, hardwood ne trebuia. Avem acasă hardwood. O să ne întoarcem să facem și asta. Și, oh, my God, când vine iarna, efectiv, terminăm prima cameră din primărie. În sfârșit, terminăm și noi prima cameră. Am făcut și prima de asta de aici, de pești. Pentru că aici erau scoici multe și mi-a picat un crab, efectiv. Aici este pești, 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 foarte mulți pești. O să dureze și asta foarte mult până îl fac, pentru că trebuie să mă uit pe net. În ce anul timp se prinde fiecare pește, efectiv. Astea putem să... Ah, aici trebuia să pun purple mushroom-ul, da. Și un frozen geod. Și un ciub și un nautilus shell. Astea nu știu încă de unde se le iau, doar frozen geodul ăla. Aici aquamarine avem, bun. Maple syrup. Și doar de maple syrup putem să facem efectiv aici rost. De astea o să putem să facem rost. Wheat, hai și... De fapt nu știu de unde facem rost de wheat. Că avem hai așa, dar wheat nu avem. Ok. Wagreshin, ok, da. Aici să aia cu banii. Mai am putea să facem sincer și eu de asta, cred. Purchase. Chocolate cake. Oh, mai multă mâncare. Ok, nu mai consumăm. Așa, că nu vreau nici să rămân fără bani. Trebuie să avem bani mereu. Aici iron, cupru și pe ăsta putem să-l facem efectiv. Aici ne trebuia un fire quartz. Ok, putem să facem și... Cred că pe asta, cred că asta o să fie prima cameră pe care o terminăm. Da, efectiv că putem să punem slime. N-aș pune slime, aș pune mai bine un solar sense sau un void sense, pentru că de slime-uri o să avem nevoie. Ok. Mergem până acasă, luăm deci un solar sense și ce mai trebuie să iau? Oh my god, hardwood, 10 hardwood parcă trebuie să iau. Astea. Ok, și astea. Ok. O să încerc să le țin minte. Sper. Le-am uitat deja. Ok, hai că ne descurcăm. Hai, hai, hai acasă, repede. Da, mă, deci aici îmi trebuia mie un fire quartz. Știam eu, țineam eu minte de ceva. De fire quartz. Bun. Hai repede până acasă. Da, deci eu sunt efectiv... Aștept să vedem ce se întâmplă după ce terminăm primăria, pentru că nu vreau să mă uit pe YouTube să văd ce se întâmplă, pentru că așa e spoiler. Vreau eu să văd în jocul meu, efectiv, pe mapa asta, ce se întâmplă, efectiv. Hai să ajungem... Deci, efectiv, le-am uitat. Știu că trebuia 10 hardwood. 10 hardwood. Bun. Solar Essence. Da, bun. Ce ne mai trebuia? Oh my god. Ne trebuia de-astea de aici. O Frozen Geodă, dar mă rog, asta nu pentru camera, era pentru cealaltă cameră. O, una acum marim, o să luăm și pe astea. Ok, ne trebuie gold. Dar nu avem frate gold făcut și nici cupru. Fuck it. Fuck. Și iron. Da, nu avem efectiv făcute. Din păcate, hai să punem mai întâi cupru. Și când ne mai fătim noi prin bază, sper să se facă. Mai avem nevoie de ceva? Știu 100% că mai avem nevoie de ceva. Efectiv, e imposibil să nu. Da, era o chestie... deci stai, quartzul, fire quartzul. Unde e fire quartzul? What? Aici trebuie să fie fire quartzul. Un fire quartz. Un quartz normal. Bun. Un earth crystal și ceva albastru care cred că îl găsim aici. Ăsta e frozen tier-ul. Bun, o să ducem chestiile astea mai întâi. Pentru că durează foarte mult să se facă căcatul ăla de cupru și pe aia iron-ul și după aia și... A train is passing through the Stardew Valley. What? Păi și ce? The fuck? Ok, what the fuck, cum s-a auzit? M-am și speriat, nu știam ce se aude, what the fuck, că e de la mine din cameră. Ok, dubios. Dubios tare. Hai la primărie. Tuturu tututum. Am ajuns la primărie.
Bun, hai să punem Aquamarinul și altă chestie. Deci, aici parcă era Aquamarinul, nu? Nevoie de el. Frozen Geodă, da. Aquamarinus, da. Bun, ăstea... ok. Înapoi aici ca să punem ăla Hardudu. 10 Hardud. Aici, bun, am terminat asta. Bundle complete. Nice. Un charcoal kiln. Ok, și așa n-avem unul, deci e foarte bine. Și asta v-am zis, când vine iarna, trebuie să-l facem. În rest, trebuie să mergem aici, acum, cu fire quartul și cu alea. Să mai luăm un de-asta, mă. Mă, gen avem bani, nu pot să zic că nu. Hai că mai luăm unul, da. Quality fertilizer. Bă, astea nu prea mă interesează pe mine, că eu oricum nu prea pun de-astea, nu prea folosesc. Dar aș putea să pun de-astea. Închide să vedem soli quality. Ah, ok, da, bă, da, pot să pun. Să crească și acum. Nu trebuie să fie de la început. Ăsta e la cu blaze meeting-ul. Ok, aici avem nevoie de solar essence. Minecraft repaired. Oh my god, așa reparam asta. Perfect. Sau trebuia să-l terminăm, oare? Cred că trebuia să terminăm boiler room-ul ca să... Da. Earth Crystal și... Da, asta ne dă Minecraft-ul dacă facem tot asta, efectiv. Oh, Omnigeodă. Nice, nice. Și acum trebuie să mai punem astea. O să mergem mâine și o să avem în sfârșit Minecraft-ul. Doamne, ferește! Ce bine îmi pare! Că nu mai trebuie să stăm pe drumuri în continuu. Doamne! Păi și stai, ne scrie la toate ce ne dă? Ah, reward friendship! Ah, deci ne scrie ce ne dă la fiecare. Buzz Reaper. Asta ne dă buzul. Oh my god! O să putem să plecăm după ce facem asta. Ok, bun. Glittering boulder removed. Ce e asta? Nu știu ce e aia, în fine. Ce mai avem pe aici? Stai că acum dacă... acum, efectiv, acum am observat. Greenhouse. What? Care e greenhouse-ul? Ok, și aici ce ne dă? Dacă terminăm pe asta. Bridge repair. Ah, asta cred că e bridge-ul de la quarry. Da, de la quarry. 100% e quarry-ul ăsta. Ok, hai acasă acum. Și vreau să vă mai arăt ceva, ceva de, ce știu de mult timp, efectiv, de pe lumea veche pe care am jucat-o când eram foarte, mă rog, foarte mic. Acum câțiva ani, na. Știu că într-o parte la pădurea asta, doar că până acum nu puteam să o arăt pentru că nu aveam ex-ul, nu aveam cum să ajungem acolo. Lângă magician, lângă turnul de magician, este un... o buturugă de-aia pe care o putem să spargem doar cu Stilex. Și dacă noi o spargem, o să putem pătrunde undeva. O să putem să intrăm într-un fel de pădure. Efectiv. Așa că hai să mergem până acolo, că și așa avem energie full. Și de acolo noi practic o să luăm hardul. Oh, a venit și doamna asta, are ceva să ne dea? Bug me tulip, summer sprangle, slime. Nu cred că are nimic. Large egg. Rare Crow. Oh, mai greu. Deci vreau chestia asta neapărat, pentru că e de asta. Nu pot să cred că nu putem să o luăm. Oh my god. O să luăm pește asta. Da, efectiv. What? Uulu. Fucking porc. Da, uitați de asta, de asta ziceam eu, de aici. Bun, și acum practic o să putem să intrăm noi acolo. Aici nu e nimica, nu? Din câte mi-aduc eu aminte, da. Acum putem să intrăm aici. Ah, și aici slime-uri, what the fuck? De ce sunt slime-uri? Aici nu erau slime-uri. Dwarf Scroll 2? Ce e asta? Gunter can tell you more about this if you donate to the museum. What the fuck e asta? Ce? Da, țin minte că erau ciuperci pe aici, dar nu țin minte să fie slime-uri, efectiv. What? Așa cred că putem să prindem pești special sau ceva. Uite, o statuie cu dârf, bă, astea nu erau înainte, frate, what the fuck?
Old Master Cannoli, still searching for the sweetest taste. What? The fuck? Păi bine, dar eu mi-aduc aminte că aici puteam să tăiem copaci, practic. Pentru da, uite că se apăreau d-astea, efectiv. Și de aici luam hardwood. Da, bun. Ok, hai să spargem și pe asta. Astea se respawnează sau ceva, nu știu care-i faza cu ele, efectiv. Oare putem să mergem și mai pe sus sau ceva? Nu putem, nu? Era prea mișto. Hai să plecăm de aici, ca să facem noapte, efectiv, și nu vrem să stăm noaptea pe aici, prin sălbăticie. Alo, bună seara. Compactul ăsta nu putem să-l tăiem, nu? Nu. Din păcate nu putem să-l tăiem. Mă, măcar am luat un pește, care 100% e acolo în bundle-uri. Deci am scăpat de un pește. Un pește mai puțin, e perfect. Hai să dormim. Dormim. Mă, dar eu vreau Scarecrow-ul ăla neapărat, efectiv. Nu știu cum facem, dar trebuie să luăm Scarecrow-ul ăla care e om de zăpadă. Neapărat. Arată prea mișto. Aș putea să vând eu astea ca să facem bani, dar după aia dacă nu mai e aia mâine. Efectiv, mă oftic în ultimul hal, cred că. O să pun astea aici. Hai să dormim. Să ne facem curat în inventar. Ok. Ziua 13 din toamnă. Și acum vreau fier. Unde e fierul? Aici, bun, iron. Ia să facem curat. Nu, de fapt. Astea aici. Oh my god, câte chestii am. Putem să folosim quality astea. Cred că. Before planting. Mă pic pe ele atunci. Nici nu mă interesează. Cred că le vindem direct, efectiv. Nici mai stau. Așa. Bă, cred că o să facem bani, dar nu la timp. Din păcate. Deci vreau să vând astea. Bun. Astea putem să le vindem, nu avem nevoie de ele. Astea, ăsta, slime-urile nu. Mai trebuie să lăsăm acasă chestii. Dar ce chestii, efectiv, bă, mă încurc în iteme, prea multe. Ăsta aici, bun. Ăsta pot să-l port? Bun. Dwarf scroll-ul ăsta o să-l ducem acolo. Ăsta nu le-am pus? Nu le-am pus, cred că le-am pus acolo. Ok, o să punem înapoi asta. Da, 100% le-am pus. Peștele, trebuie să fac un chest nou, cred că și pentru pești, sau îi ducem direct, cred. Da, probabil o să-l ducem direct. Hai să punem și asta pe jos. Îl punem, nu pot să-l pun aici? Ba, da, perfect. Ok. N-am plantat asta? What? Ok, cred că ne-am picat alta sau altfel nu mi explic. Haide mă frate, fiți ar fierul. Hai să dăm hrană la animale și după aia sper să se facă fierul până atunci. Pam. Nu. Hai, pap. Bun. Încă așteptăm să crească animalele, efectiv. Și vacile. Milk, dați milk. Foarte bine. Așa, pam, bun. Băgăm egg și lapte. Să ne facă majaniz. Bun. S-a făcut și fierul, perfect. Astea aici, așa.
Bam. Hardu-du aici. Bun. Și hai să mergem, avem toate astea, da? Perfect, avem toate astea. Și am făcut prima cameră, efectiv, în sfârșit. Doamne ajută. Opa. Am uitat să colectăm cornurile. Porumbul, efectiv. Bam, bam. Trebuie să aud astea. O să aud eu alea după ce închid episodul. Dar hai acum să mergem acolo să facem și chestia de la primărie. Fără opriri, gata. Nu ne mai oprim pentru nimic. Mergem direct la primărie. Bun. Da, deci abia aștept să terminăm primăria. Doamne. Aici. Aici, bun. Bun. Și bam. Bam? Bam? Bam, gata, avem minecart repaired. Oh my god, yes. Și un furnace. Mai merge un furnace și așa vreau să mai fac unul. Ah, what the fuck? Au apărut mulți de ăștia. We are the Junimals, keeper of the forest. Yay! Oh! Efectiv au făcut asta. Frumoasă. Yes. Yes, yes, yes. Bun. E foarte bine. E chiar e foarte bine. Peștele, da. Aici, nu? Ia să vedem. Avem nevoie de peștele ăsta sau l-am cumpărat degeaba? Oh, nu e asta. Nu pot să cred. Oh my god, deci efectiv am cumpărat peștele ăsta degeaba. Nu e, nu avem nevoie de el aici. Hai mă, frate, pe bune. Doamne ferește. Bă, dintre toți peștii, fiți pe la useless. Oh, ce face ăsta? Oh? What are you doing, bro? Oh! Astea sunt ca și cum camerele, cred că. Da. What? Și ăsta vine după noi? N-a ieșit din primărie, ok. Bă, ești nebun, ce mișto. Ce trebuie să mai facem acum? Bă, cred că mergem acasă și închidem episodul. Că am făcut cam tot ce am vrut în episodul ăsta. Și cred că o să vină următorul episod când suntem aproape de iarnă, când intrăm în iarnă și continuăm cu dungeonul nostru, mă rog, cu dungeonul, cu mina, efectiv. Vreau să ajungem până la bottom of the mine, efectiv. Așa că, măi băieți și fete, eu am fost Nutella, dacă v-a plăcut episodul și seria, lăsați un like, un subscribe și un comentariu. Dacă aveți întrebări, o să răspund la toate întrebările voastre și rămâneți pe canal pentru a continua să vedeți această serie minunată de Stardew Valley. V-am pupat!